Așa se prezintă proiectilele. Așa mi. Pune de câte kilograme are de un umăr. Persoanele neadăpostite. O distanță de 1500 de metri. Ăla are 43 de kilograme. Ăla mare și are cam 7 kg de exploziv în el. Este foarte, foarte greu. În cazul în care, Doamne ferește, ar fi făcut bum acolo, ce pagubă? Prezintă pericol. Ca inclusiv persoanele ea. Care erau în jurul lui. Un kilometru jumate, clădiri, persoane... Vă dați seama un kilometru jumate. Înseamnă că în zona respectivă făceam un parc? Făceam un parc. Cam așa, ca idee la niște proiectile care le-am mai explodat, cam găurile astea se fac așa. Că de la noi sunt. Hai. Și mai în spate. Gabi? Marin, mergi tu acolo și sus. Deci efectiv când se filmează, te sunăm cu... Pune-ți acolo, bă. Cam în 2 minute. Am înțeles. Ok. Ai filmat? Gata. Nu tot și pe asta? Stai așa să o punem și pe asta. La fier vechi cu ele. Gata. E mai mare. Pune-o. Astea sunt din aia mare? Da, 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 fără, da, aia mare, da, aia mic. Asta 52. E clar. Treabă bună astăzi. Asta e făcută de asta, de, nu? Vremea ținut cu noi astăzi? De ce? Mâine are loc distrugerea articolelor pirotehnice, petarde, artificii, cele care au fost confiscate pe parcursul anului și anului trecut.
Totodată avertizăm populația la pericolul la care se expune cu privire la mânuirea acestor petarde artificii. Așa cum bine știți, au fost cazuri în care au rămas fără un deget, fără vedere și așa mai departe. Totodată se apropie sărbătorile de sfârșit de an. Mare atenție la mânuirea acestor articole pirotehnice. Uite, ai filmat schija asta mare, Vasile? Am mai găsit una mare, e din ăla mare. Nu mai prezintă niciun pericol. Ajunge cineva asta înainte, nu le atinge. Doamna Pată, la tine. La tine, 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 la